Te duc acum în lumea zânelor și a elfilor la Alpine Magic Land în Poiana Brașov. Mai mulți artiști au creat căsuțe în miniatură, dragon uriaș sau ciuperci fermecate unde copiii, dar și adulții au de rezolvat mai multe misiuni și trebuie să află răspunsurile la mai multe ghicitori. Laurențiu Stan este elf și coordonează întreaga activitate de acolo. Mai multe aflăm chiar acum de la el. Bună și bine te-am găsit! Bună ziua și bine v-am găsit! Laurențiu, explică-ne cum decurg misiunile, ce trebuie să facem acolo. Aici va trebui să salvați personajele pozitive, să învingeți personajele negative, să rezolvați diferite quest-uri și misiuni și în cele din urmă să restabiliți armonia în tărâmul magic. Cum au fost gândite aceste jocuri? Practic, ce skill-uri urmăriți să dezvoltați în copiii care vă trec pragul? În primul rând să învețe despre natură și să o respecte, să se orienteze în spațiu, să trăiască aventura așa cum o fac când se uită la un film sau se joacă un joc. Practic, copiii și adulții care ne trec pragul trăiesc povestea. Este mai mult decât o simplă plimbare. Care este programul acolo? Când putem să venim și noi? În momentul de față ne puteți vizita sâmbătă și duminică între 11 și ora 18.